La sediul Asociației Județene Giurgiu a persoanelor vârstnice, circa 70 de pensionari s-au întâlnit spre a participa la sărbătoarea Tinereții a treia, ocazie prilejuită de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, marcată la 1 octombrie de către Organizația Națiunilor Unite în urmă cu 22 de ani. Pensionarii giurgiuveni se adună de 13 ani încoace spre a sărbători evenimentul, în anii trecuți organizând în joia cea mai apropiată de 1 octombrie Balul Seniorilor. Resursele limitate i-au determinat pe organizatorii acțiunii să recurgă la o petrecere ceva mai restrânsă, chiar în sediul propriu, dar și așa, seniorii giurgiuveni au încercat să se distreze și să se simtă cât se poate de bine. Facem și noi ce se poate. Ne simțim foarte bine și zic eu că este binevenită această sărbătorire a seniorilor. Este o distindere, dă-ne cazul de problemele cotidiene, și ne simțim bine, suntem un colectiv de pensionari uniți, ne ajutăm, consider că este binevenită această sărbătoare. S-a cântat, s-a dansat, pe ritmul sârbelor și horelor tradiționale, s-a întreținut o atmosferă propice voii bune și petreceri. Membru în comitetul de conducere al Asociației Pensionarilor Giurgiuveni, Anghel Nicolae Grigore, a recitat din volumul de versuri Iubirea, un miracol, al Mihaelei Păun. Nu mă lua cu tine, bătrânețe. Nu mă lua cu tine, bătrânețe, credeam că m-ar anunț din timp. Nu am bilet pentru voiajul în care mă obliți să vin. Știi, nu mă supăr dacă îmi păr presar cu fulgi alb de nea, dacă mai plâng și uneori mai uit câte ceva. Oameni posedând talente literare, membrii Asociației Județene Giurgiu a persoanelor vârstnice au fost surprinși pregătind cel de-al 7-lea număr al revistei Armonii. Noi avem în pregătire numărul 7 al revistei Armonii. Avem în cadrul organizației noastre Cenaclul Armonia, la care sunt înscriși 11 membri, oameni de persoane de marcă din Giurgiu. Aș vrea să vă spun că din cadrul Cenaclului, în cadrul Cenaclului participă domnul Rădan, domnul Dincă, domnul Bilcea Daia, domnul Iordache Petre. Se știe că sunt scriitori de renume. Cu nădejde și sănătate, cei prezenți la sărbătoarea înțelepciunii, deschizătorii atâtor drumuri pentru generațiile mult mai tinere, speră să se întâlnească și în anii următori la banchetul Tâmplelor Argintii. La mulți ani dumneavoastră, flori neprețuite ale comunității noastre!